Am revenit, doamnelor și domnilor, zile numerate până în momentul în care vom alege cine va conduce primăriile din România. Mai exact, duminică 27 septembrie vom avea alegerile locale și pentru că să nu ne trezim în ziua votului cu aceeași dilemă existențială din România, eu cu cine votez, vă prezentăm candidații care sunt înscriși în cursa electorală din 2020. În platoul B1 TV, în continuare, Liliana Năstase, care îi mulțumesc pentru prezență. S-a alăturat discuției noastre doamna Simona Vlădică, candidat PMP pentru Consiliul Județean Călăraș. Mulțumesc pentru prezență, bună ziua! Bună ziua, mă bucur că m-ați invitat să ne prezentăm și să dezbatem astăzi. Am prezentat în prima parte candidați ce și-au prezentat programul prin pumni. Noi sperăm să avem dezbatere aici. Prin Skype se alătură domnul Gabriel Zetea, candidat PSD pentru Consiliul Județean Maramureș. Bună ziua, domnule Zetea! Bună ziua, sunt membru al Partidului Social Democrat. Candidăm la alegerile locale de duminica viitoare sub sigla Coaliției pentru Maramureș. Coaliții multe la nivel național, ne explicați exact cine vă susține și cine nu vă susține în Maramureș. Până atunci și domnul Virgil Chițac, candidat PNL pentru Primăria Constanța. Mulțumesc tare mult, domnule Chițac, pentru prezență în continuare. Îi salut pe invitații noastre. V-am întrerupt înainte pauză de publicitate și noi aici chiar ne ținem de cuvânt. Vorbeam de contracandidatul dumneavoastră, domnul Stelian Ion, cel cu care sunteți în dezbatere la distanță, așa am văzut săgeți otrăvite aruncate din ambele direcții. Da. Nu sunt din ambele direcții, sunt unilaterale, adică eu le încasez. Și ce interesant este că și candidatul PSD-ului și domnul Stelian Ion folosesc aceeași muniție și de același calibru îndreptată pe mine, eu sunt ținta piept. Dar știți ce vreau să vă spun? Vreau să vă spun că este nefericit ca acum înaintea celor mai importante alegeri pe care le ducem în Constanța în ultimii 30 de ani, să răspund la astfel de atacuri și nu voi face lucrul ăsta. Domnia s-a ales calea asta a confruntărilor verbale, chiar injurioasă. Eu nu am să răspund, o să duc în continuare o campanie pozitivă, în fond ceea ce spune și ce face fiecare îl reprezintă pe el. Eu cred că cetățenii orașului Constanța nu trăiesc din confruntări și din jigniri. Ei au nevoie de salarii bune, au nevoie de parcuri, au nevoie de școli, de spitale, de trotuare, de ce vreți dumneavoastră, care în momentul de față în Constanța nu există. Ori asta ar fi trebuit să fie subiectul la campanie. O discuție așezată despre problemele orașului și mai ales despre cum vedem fiecare să le rezolvăm, sigur. Cu siguranță cei cu ștampila în mână vor decide pe 27 cine va conduce urbea dumneavoastră. Doamna Lădica, în Călăraș cum stați? Cu alianțele, cu dezbaterile, cu funcțiile? Pentru că, de fapt, este vorba de funcții și de banii de la mijloc. Pentru că antevorbitorul meu a vorbit despre proiecte. Într-adevăr, să știți că aș vrea să vă spun că la Călăraș, PMP este singurul partid politic care a venit în fața alegătorilor cu programe politice. Un program politic înseamnă să fii capabil să îți așterni pe hârtie ceea ce vrei să faci. Unu, pentru că vorba și promisiunile zboară. Și doi, pentru că orice alegător ne poate verifica periodic în ce stadiu de implementare suntem. Deci avem aceste... Doamna Vlădică, că știți că toți guvernanții au promis autostrăzi tot pe hârtie. Le putem scoate din 90 până în prezent. Aceia au fost politicienii neserioși care ne-au adus în această situație și aici vă dau dreptate pentru că am văzut foarte mulți alegători efectiv scârbiți de politicienii din România. Dar cu toate acestea eu aleg să merg în continuare și să-mi susțin proiectele pe care le-am gândit pentru județul Călăraș în situația în care voi fi aleasă să conduc Consiliul Județean Călăraș. Sunt proiecte concrete, proiecte făcute pe domenii de activitate, deoarece nu putem să spunem că e mai importantă educația decât sănătatea sau că e mai important turismul decât infrastructura rutieră și așa mai departe. Sunt multe proiecte pe care trebuie să le dezvoltăm simultan. Dar înainte de toate îmi doresc ca la Consiliul Județean Călăraș să nu se mai fure și să se muncească. Deci eu m-am săturat de incompetență și m-am săturat de toate acele contracte păguboase care duc bani de la Consiliul Județean în buzunarele diversilor protejați ai celor care au condus Consiliul Județean Călăraș. Deci vreau muncă și competență la Consiliul Județean Călăraș. Din păcate, de foarte multe ori, promisiunile sunt cele care atrag voturi. Domnule Zeta, partidul pe care îl reprezentați a venit cu cele mai frumoase promisiuni din istoria recentă a României în 2016 și a prins la public. Ați avut o majoritate colosală în Parlamentul României, alături de aliații dumneavoastră din ALDE, UDMR și mai nou
pro-România. Vorbeați de o alianță, ne-a anunțat domnul Ponta că nu mai are încredere în domnul Ciolacu, domnul Ciolacu declara că îl iubește pe domnul Ponta și așa mai departe. Dragul să ne înțeleasă. Vorbeați de alianță la Maramureș și cum stați acolo cu alianțele și câte din promisiunile de acum 4 ani, pentru că sunteți și în funcție, au fost respectate? Păi, asta este și ideea. Eu nu am luxul contracandidaților de a vorbi doar despre promisiuni electorale. Eu sunt președintele Consiliului Județean în funcție și, evident, eu trebuie să prezint în primul rând maramureșenilor lucrurile pe care le-am făcut în ultimii 4 ani. Am cerut și în 2016 colegilor, care au candidat atunci sub sigla Partidului Social Democrat, să schimbăm paradigma care a fost condus județul Maramureș în ultimii 24 de ani de către PNL. 24 de ani Maramureș a fost condus de către PNL. În ultimii 4 ani de zile am cerut să nu mai lăsăm moștenire proiecte unii de la ceilalți și să le facem într-un singur mandat. Vă dau un exemplu. În județul Maramureș avem o rețea de 800 de kilometri de drum județean, iar în 24 de ani, cei dinaintea mea, PNL, în mare parte, au reușit, între ghilimele, au reușit să reabiliteze 50 de kilometri de drum județean. În ultimii 4 ani de zile am identificat proiecte, am făcut studii de fezabilitate, licitații, contestații, am demarat șantiere și am recepționat parțial și suntem în șantier cu 200 de kilometri de drum județean. Asta înseamnă cam de 4 ori mai mult decât au reușit toți ceilalți în 24 de ani înainte. Apoi, sunt finalizați cei 200 de kilometri? Sunt finalizați cei 200 de kilometri? O bună parte dintre ei sunt finalizați, restul sunt în șantier. O bună parte în șantier suntem de 30 de ani, domnule Zede. Haideți să nu vorbim de șantiere. Haideți că o să vă trimit, dacă doriți, filmele pe care le avem, ca să fie dovadă în ceea ce privește lucrurile care s-au făcut în județul Maramureș. Vorbim de peste 100 de milioane de euro finanțări aduse în județul Maramureș, repet, cam de 4 ori mai mult decât au venit în 24 de ani, doar într-un singur mandat. Asta ar trebui să fie miza oricărui om care candidează la alegerile locale. Să rezolve într-un mandat proiecte, nu doar misiuni, nu doar proiecte lăsate moștenire de la unul la celălalt. Continuăm cu sănătatea, dacă vă doriți. În subordinea Consiliului de Țeamă Maramureș sunt 2 spitale. Anii trecuți am alocat resurse financiare de 14 ori mai mari, ca media anuală. Bun, domnule Zeta, și atunci nu contestăm proiectele dumneavoastră, dar întrebarea mea și a celor de acasă este de ce nu ați sugerat și colegilor dumneavoastră de la Națională să respecte cu aceeași ardoare promisiunea, pentru că tot ne tratăm în spitalele regionale și tot avem autostrăzi promise și doar lapte și miere pe străzile din România. Spuneam un sondaj recent a celor de la SNSPA că 7% din români au încredere în politicieni. Reiterez, 7% dintre români au încredere în politicieni. Tocmai de aceea, pentru că au fost foarte multe promisiuni de-a lungul timpului, promisiuni neonorate. Acum, eu ceea ce am făcut în județul Maramureș, pot să răspund și maramureșenii mă vor judeca. Da, aveți într-o săptămână în spate, domnule Zeta, nu vă puteți desculpabiliza de calitate de membru al unui partid politic și sunteți un membru influent în PSD. Dar nici nu se pune problema. Eu sunt președintele PSD Maramureș, rămân președintele PSD Maramureș, dar în această perioadă, acum, la alegerile locale, candidăm sub sigla Coaliției pentru Maramureș, care este o alianță electorală între PSD, PNCCD și PPUSL. În primul rând am înțeles... Aici doar o dilemă, dacă îmi permiteți, cu toate că mai avem până acolo, e adevărat, domnul Pavelescu va fi candidatul PSD pe listă pentru parlamentare? Eram foarte curios. Nu știu să vă spun acest lucru. Odată PSD a hotărât să meargă singur la alegerile parlamentare. Și nu cred că ăsta este subiectul deci pe care îl avem Pavelescu în acest moment. Alegerile locale. Noi cumva încercăm să fim vizionari și să vedem și un pas înainte. Lili Năstase, pentru că avem politicieni care acuză grea moștenire pe de o parte, pe de altă parte avem politicieni care încearcă să ne arate panglicile, pentru că am văzut la toate nivelele politice din România, panglica a fost leitmotivul acestei campanii. Nu pot să contest ce a făcut sau nu a făcut domnul Zetea în Maramureș, pentru că nu am fost de curând acolo. Însă, cred că domnul Zete este foarte conștient că în 2016 PSD-ul a avut acel boom pe fondul nemulțumirilor populației, care astăzi nu mai există la acel nivel. Sondajele, PSD-ul nu stă prea bine în sondaje și cred că știe și domnul Zete acest
lucru. Iar aceste promisiuni deja sunt, nu promisiuni, această campanie în care se invocă drumurile, deja, cum să spun, sunt rușinoase pentru România secolului 21. De 30 de ani ni se promit drumuri și străzi și vă spun că suntem departe de ceea ce se promite. Iar drumurile, chiar și județene, nu sunt făcute numai din, să spun, influența, munca și puterea Consiliului Județean. Deci, cu o campanie aceasta, mai degrabă veniți pentru parlamentare sau pentru Guvernul României, dacă va mai fi cazul în decembrie. Drumurile județene, cine face dacă nu Consiliul? Da, domnule Zeta, ideea era că suntem în situația în care ne aflăm în anul 2020 și este puțin rușinos să ne lăudăm cu niște drumuri. Iarăși, poate sunt eu rău să ce-o de finalizați. Stați puțin, dați-mi voie dacă este o rușine să ne lăudăm cu drumurile, păi veniți la noi, în municipiul reședință de județ Călăraș, ca să vedeți străzile neasfaltate, nu, pietruite, la 2-3 km de primăria municipiului Călăraș. Deci nu avem nici apă, nici canal pe multe dintre ele. Deci stați liniștiți, lăudați-vă, că e mai bine să vă lăudați. La Călăraș nu s-a făcut nimic, este praf, efectiv, în acel oraș. Eu nu înțeleg cum mai are tupeu domnul Drăgulin să se prezinte din nou în fața alegătorilor să ceară votul de la PNL, desigur. Democrația desigur este minunată. Este dar și bunul simț ar trebui să funcționeze în ziua de astăzi. Pe picior de grabă, domnule Chițac, în Constanța, care sunt principalele trei proiecte a senatorului Chițac și a celui care aspiră pentru fotolul de primar, într-un oraș cu foarte mulți bani. Foarte mulți bani. Trebuie să știți că o să vă surprind, nu mai este așa de mulți bani, pentru că dacă pe economia județului, dar include mai și orașul, are salariu mediu pe locul 17 în țară și știți foarte bine că o parte importantă din impozitul pe venit merge la bugetul orașului, atunci bugetul acasă s-a răcit. Aparent ar trebui să fie mulți bani datorită potențialului. Acum, programul meu de guvernare locală l-am împărțit, după ce am identificat soluțiile, l-am împărțit în două părți. Acțiuni imediate, zic eu, 6 luni, maxim un an de zile și de asemenea programe pe termen lung. Și în acțiuni imediate nu avem timp să discutăm, dar vă spun așa, primăria online, strategia orașului Constanța de dezvoltare care nu există pe 10-20 de ani, renegocierea serviciilor publice pentru că sunt contracte comerciale și sunt în defavoarea cetățenilor, adică raportul calitate-preț este defavorabil. Siguranța cetățenilor, avem probleme cu poliția locală care nu coboară, dă numai amenzi, nu o simțim prezentă în cartiere, de aia și orașul este pe locul 2 la infracționalitate în țara asta. Stop construcțiilor pe spații verzi, urbanism pentru oameni și nu pentru profitori imobiliari, că la Constanța se construiește ca și în București, mai abitiri pe spațiile verzi, dar sigur că am și programe pe un orizont de 4 ani și peste. Reclădim economia orașului, educație pentru tineri, sănătate, că e mai bună decât toate, fațade care îți plac și care nu care îți cad în cap, termoficare pentru fiecare și așa. Apreciez programul noastră în rimă, domnule senator, dar până atunci, pentru că întâmplarea face că știu destul de bine orașul, e o problemă generală cu o companie a cărui nume nu îl pronunț, dar care se ocupă de salubritatea din oraș. Da. Orașul arată mizerabil în aceste momente, îmi pare rău să spun asta. Cum veți rezolva problema deșeului? Pentru că orașul Constanța vara miroase de nu poți sta acolo. Domnul meu, este un contract făcut de Mazăr în 2008 pe 25 de ani, contract comercial pe 25 de ani, extrem de oneros pentru constanțeni, în mare parte aflat acum, știți foarte bine, în judecată pe diferite niveluri. Dar știu că nu poate fi anulat, nu poate fi denunțat fiind contract, fără să plătim mult. Însă îl voi renegocia, pentru că toată lumea trebuie să înțeleagă că orice contract comercial se poate renegocia, iar singurul criteriu este să stabilim un mecanism de control al prețurilor care să corespundă calității. Pentru că nu se poate să dăm atât de mulți bani și orașul ăsta să miroasă, să fie plin de gunoaie. Noi vorbim de Smart City în 2020, în septembrie și în realitate noi trebuie să ne facem curățenie în propria casă, despre asta vorbim. Da, domnule senator, sper eu să reușiți, pentru că am mai văzut mai mulți șobolani decât în Constanța, doar în regie, în București, paradoxal cumva, în centrele marilor urbe din România. Sper eu să rezolvați
Sper să nu fie adevărat ce spun gurile rele, că în Constanța gunoiul decide cine conduce orașul în ultimii 20 de ani. Din păcate am înțeles că sunt înțelegeri mari la mijloc. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, domnule Chițac, și vă mai așteptăm în emisiunea noastră. Domnule Zeta, rămâneți vă rog alături de noi, revenim în câteva momente după o foarte scurtă pauză. De administrația publică locală, cea care va conduce România în următorii 4 ani, pentru că cei care dau primare de obicei dau și deputații și senatorii și după aceea, cumva, prin definiție, și președintele României. Avem o campanie strânsă, atipică, dar cu promisiuni tipice. Spitalele și școlile sunt la motivul acestui scrutin electoral. Lili Năstase, vorbeam înainte pauze de publicitate de promisiunile care se schimbă cumva în ani. Mi-aduc aminte de campaniile din 89, la fel promiteam, pe atunci mai era și Uniunea Europeană în calcul, cine va aduce Uniunea Europeană în România. Acum a rămas fără Uniunea Europeană, dar în continuare drumuri, spitale și școli. Știți că promisiunile care sunt făcute indiferent de formațiunea politică ar putea fi duse și la îndeplinire, pentru că avem o sumă record pe care am putea să o luăm de la Uniunea Europeană în condițiile în care ne-am strofocat puțin să facem niște proiecte. Din păcate, în România, atragerea fondurilor europene a fost cel puțin până în prezent un eșec total și o rușine națională, nu, să mă mai ocolim. O corupție națională, o caracatiță, ca să spun așa. Și am pierdut foarte mulți bani. Este normal să facă niște promisiuni, dar păcat că aceste promisiuni persistă de 30 de ani. Că, domne, am promis, sigur, sunt proiecte care, oricât am fi de bun sau de răi, nu pot fi executate în 4 ani. Nu poți să umpli România de autostrăzi în 4 ani și după aia să reproșezi că nu le-a finalizat. Dar nici să vii la fiecare 4 ani să spui facem 800 de kilometri de autostradă, facem 5000 de kilometri de autostradă, facem 400 de spitale regionale și uitați-vă că a fost această necesară, să spun necesară cu ghilimele de rigoare, apariția acestei pandemii, să ne dăm seama că pe sistemul de sănătate suntem absolut praf, să auzim în fiecare zi dacă se mai vin 200-300 de oameni la terapie intensivă, vom fi nevoiți să alegem între cine trăiește și cine moare. Am ajuns să s-au promis școli, sistemul de învățământ este absolut la pământ. Sunt 800 de școli care nu se pot conecta la internet în 2020, România fiind una dintre țările care are cea mai bună conexiune la internet. Este paradoxal. Și noi vorbim aici despre promisiuni. O țară care nu are educație și sistem de sănătate și un sistem de justiție normal este o țară pierdută. Degeaba promitem noi autostrăzi când oamenii ăia habar nu au unde să se ducă să-și facă o injecție. Când oamenii ăia ajung prin provincii, prin sate, fac 2-3 clase, se lasă de școală pentru că nu au cu ce să ajungă la școală și nu au cu ce să susțină școala respectivă. Și noi vorbim, după aia ajungem și spunem, domnule, uitați, infracționalitatea a crescut. Da, a crescut. Pentru că dacă recunoaștem sau nu recunoaștem, toate bandele de infractori s-au întors în România. Mi-e foarte frică să mă gândesc la ce se va întâmpla cu sistemul educațional anul acesta. Anul trecut am avut 400.000 de copii care au abandonat sau au fost pe piciorul de a abandona sistemul educațional. Da, național. Și avem țara cu mame minore cele mai multe din Uniunea Europeană. Avem o medie de fete de 12 ani, mai ales în zona de nord a țării, care au devenit mame la 10-11 ani. Da? Ține halucinante, am văzut și zilele trecute cu minore care băteau alte minore, dar acestea sunt realitățile. Simona Vledica, care vedeți dumneavoastră, da, cheia succesului. A început doamna, stimată doamnă, să ne spună despre acești bani europeni. Da, într-adevăr, este fascinant și vă recomand să studiați acest program de campanie al europarlamentarului nostru, domnul Traian Băsescu, candidat la primăria municipiului București, care ne arată în detaliu că se poate. Deci este un program politic pe proiecte, cu termene de execuție și cu sumele necesare. Majoritatea lor au finanțare la Uniunea Europeană. Eu zic că a venit timpul și poate că la aceste alegeri este momentul să ne alegem acei conducători care sunt capabili să acceseze bani europeni. Noi avem o problemă cu orgolile în politica românească, din ce am văzut eu. Oamenii nu au curajul să spună, măi, nu știu. Ori nu este nicio rușine să nu știi. Rușine este să nu faci ceva ca să înveți. Eu sunt dascăl, asta fac, predau studenților și le spun în permanență.
permanență. Este un mare lucru să înveți în permanență, să te apuci de citit. Ceea ce înveți la școală nu este suficient. Trebuie să fii autodidact. Și atunci începi și citești. Eu mi-am propus ca în situația în care voi prelua președinția Consiliului Județean Călăraș să fac o direcție care să fie dedicată exclusiv accesării de bani europeni. Și domnul președinte Traian Băsescu ne spune, avem dreptul să cerem Comisiei Europene asistență tehnică, să vină oamenii de acolo și să ne învețe. Nu este o rușine să înveți, ci pur și simplu trebuie să faci asta. Cum vedeți dumneavoastră faptul că după atâția ani de lupte acerbe în politica dâmbovițeană, președintele Băsescu vine să ceară un nou mandat de primar general? Nu vi se pare puțin ciudat? Că... Nu, este de-a dreptul fascinant. Eu fac apel la rațiunea bucureștenilor și zic așa, este o mare oportunitate să ai ca primar general un om care a dobândit atâta experiență politică. Domnule Zeta, câți bani europene ați atras dumneavoastră și câți vă propuneți să atrageți în următorii 4 ani? Dacă vorbim exclusiv despre Consiliul Județean Maramureș, acum, în aceste momente, sunt în derulare în județul Maramureș proiecte în valoare de 178 de milioane de euro. Dar dacă vorbim despre toate proiectele europene puse în practică în ultimii 4 ani în județul Maramureș, vorbim de peste 1,5 miliarde de euro, bani care au semnat contracte, care au fost semnate de către toate unitățile administrative teritoriale și vorbim aici doar de domeniul public, fără ce înseamnă inputuri private, proiecte ale persoanelor fizice finanțate din fonduri europene. Sigur că nu e suficient. Niciodată sumele de bani care sunt puse la dispoziția autorităților locale doar din fonduri europene nu vor acoperi necesitatea de dezvoltare, în special în mediul rural. Și vă spun de ce. Există niște sume de bani fixe care sunt puse la dispoziția autorităților locale. De exemplu, într-un exercițiu financiar care durează, a Uniunii Europene, care durează 7 ani de zile, un județ, un întreg județ, care are o rețea de 500, 600 sau 800 km de drum județean, așa cum are Maramureșul, avem la dispoziție 20 de milioane de euro, ceea ce ar însemna aproximativ 40 de km de drum județean care ar putea să fie reabilitați din fonduri europene. Este mult prea puțin vis-a-vis. Bun, domnule Zeta, din păcate știți că Uniunea Europeană nu are prea multă apetență față de drumuri într-un secol în care energia verde, regenerabilă și alte proiecte sustenabile sunt prioritare pentru acest exercițiu financiar al Uniunii Europene. Încercăm să vedem cum stă acest capitol după o foarte scurtă pauză de publicitate. Revenim în câteva momente, doamne și domnule, rămâneți alături de noi. Domnule Zeta, vorbeam înainte de pauză de publicitate despre fondurile europene. Concluzionând, ce vă propuneți să faceți pe programul financiar 2021-2027, în condițiile în care vedem prioritățile Uniunii Europene și cumva sunt niște linii directoare foarte clar stabilite? Da, din păcate aveți microfonul închis, să știți că nu... Așa, vă rog. Vă rog. Turismul va reprezenta pentru județul Maramureș una dintre principalele dezvoltare a turismului, creșterea numărului de noptări a turiștilor în județul Maramureș. Sigur că pentru asta eu revin obsesiv, dar asta am făcut în ultimii 4 ani de zile. Am devenit efectiv un constructor de drumuri. Infrastructura rutieră este extrem de importantă. Nu vorbim că prin județul Maramureș trece vreo autostradă, că nu suntem pe niciun master plan la nivel național, cum ar fi înspre Constanța, de exemplu. De aceea, există noi, program cel puțin autostrada Nordului, domnule Zeta. Da, sigur, mulțumim, dar în 2035, așa cum au scris-o toate guvernele, nu avem până atunci. Maramureșenii au nevoie să ducă o viață mai bună acum, astăzi. De aceea, infrastructura rutieră județeană, finalizarea reparațiilor și reabilitarea tuturor drumurilor județene reprezintă în continuare o prioritate. Doar pentru exercițiul financiar european am propus 117 km de drum județean care să fie reabilitați. De asemenea, pentru prima dată și mă bucur că reușim să facem acest lucru, construcția unui drum nou, nu reabilitarea celor existente, ci construcția unui drum nou de la zero, care înseamnă centura aeroportului internațional Maramureș. De asemenea, o să punem accent pe dezvoltarea sănătății. Domnule, sperăm să fie și de foarte bună calitate. Domnule, vă zic ca o concluzie pe scurt, vă rog. Prioritățile noastre pentru Călăraș. Dacă mă gândesc la
sănătate, avem nevoie în fiecare comună de un dispensar medical, mai ales în acest context al pandemiei. Nu este bine ca orice pacient să ajungă la un spital mare, ci unele patologii se pot rezolva într-un centru unde să fie o spitalizare de zi. De asemenea, foarte important și un proiect PMP, un proiect de țară, ar fi cel cu gazele naturale, aducerea gazelor naturale, și mă gândesc că la finalul exercițiului financiar 2027 să putem aduce gazele naturale în curtea fiecărui locuitor din județul Călăraș. Ce pot să vă spun? Este nevoie de experiența politică a domnului Traian Băsescu la primăria capitalei, pentru că este cel mai experimentat și ar fi păcat să nu folosim acest mare avantaj, și este nevoie de experiența mea și de dorința mea de a face la Consiliul Județean din Călăraș. Liliana, asta se mai merită, să avem încredere în promisiunile politicienilor, să ieșim la vot pe 27? Sigur că merită. Dreptul la vot este un drept constituțional și o sfătuiesc ca toată lumea, indiferent de opțiunile politice, să meargă să voteze, bineînțeles în condiții de siguranță, ca să nu ne mai trezim, Doamne ferește, cu cine știe ce focare după 10, o săptămână de zile de la alegeri, și să se exercite acest drept la 30 de ani după Revoluție, pentru că trebuie să intrăm și noi oareșcum în Uniunea Europeană de adevăratele. Domnul și domnilor, eu sper să avem o prezență cât mai mare la alegerile din 27 septembrie, pentru că este un drept constituțional pe care suntem obligați, cel puțin moral, să îl ducem la bun sfârșit și cu încredere în cei în care avem încredere. Noi vom continua dezbaterea în platoul de UNTV mâine de la ora 13. Până atunci, de la fix, vă dăm întâlnirea în clasă în Cersan la știrile de UNTV. Rămâneți alături de noi!